Celebrul festival Oltenii și restul lumii va avea de anul viitor un singur organizator, Consiliul Județean Olt. Președintele Marius Oprescu spune că astfel este eliminată politizarea acestui eveniment de anvergură națională, așa cum a făcut în acest an coorganizatorul, respectiv Primăria Slatina. Festivalul Oltenii și restul lumii aparține Consiliului Județean Olt. De la anul probabil că nu vom mai face festivalul împreună cu Primăria Slatina, pentru că este un festival care are 28 de ani vechime, un festival care n-a fost politizat niciodată, deși la conducerea județului s-au perindat și a Slatinii diverse formațiuni politice, iar de acest festival nu și-a bătut nimeni joc. Încercarea de politizare a acestui festival prin penibilele carnete pașaport de oltean care s-au făcut galben cu albastru mi se pare jenant și lipsit de orice scrupule. Știți foarte bine că pașaportul de oltean este desenat în urmă cu 28 de ani și el a rămas neschimbat de atunci. Ca un simbol. Culoarea lui este verde, așa cum am văzut, verde praz, plecând de la anumite obiceiuri culinare ale oltenilor și el a rămas neschimbat. Nimeni nu și-a permis să umble la el. Nu pot să accept ca cineva după 28 de ani să încerce să-și bată joc de cel mai titrat festival din județul Olt. Nu așa a fost întinată memoria binecunoscutului și dragului nostru Visi Ghencea? Bineînțeles, sunt lucruri care ele, atunci când am venit în urmă cu 12 ani la Consiliul Județean, așa le-am găsit, n-am stabilit eu cum se întâmplă acest festival, nici măcar cu o virgulă, să știți. Și atunci am lăsat lucrurile să meargă așa cum le-au stabilit cei care au înființat acest festival. N-am umblat nici la mascota festivalului, nici acolo unde se ține, nici la pașaport, nimic nu s-a întâmplat. Plus că nu-mi place că numele festivalului a fost legat de scandalul cu producătorii olteni. Adică producătorii olteni pentru că nu și-au permis să cotizeze sumele de bani pe care am văzut și eu în spațiu public și chiar de presă relatate care s-au vehiculat, pe care trebuia să le dea către organizatorii acestor mese stabiliți de către Primăria Slatina, sume destul de mari. Nu vreau ca numele nostru al Consiliului Județean și a acestui festival să fie atrase un asemenea scandal. Cu siguranță, de la anul, nu vom mai face festivalul împreună. We'll be right back.